Sara, dragii mei, iată-mă aici în studioul BAC 52. Știți că îmi place foarte tare. Uh, am și un decor foarte frumos pe care îl iubesc. În ciuda uh, tuturor vociferărilor, cum că scaunele sunt prea prețioase, cum că bărbații stau picior peste picior, și atunci am să, hai să invit o femeie să stăm amândouă picior peste picior. O femeie minunată, un înger, cum îi spun eu, o voce cum puțin o să auziți pe pământul ăsta. Se numește Cristina Păsăroiu, este o soprană incredibilă, o poveste de viață fantastică. Și îmi place mie să spun copilul lui Andreea Boceli, copilul drag, copilul iubit, copilul talentat, copilul minunat, te pup, draga mea și bine ai venit! Eu te pup și mulțumesc foarte mult pentru invitație! M-am gândit foarte mult. Că avem atât de multe valori în țara asta, pe diferite trepte așa, și pe diferite genuri muzicale. Unii mai mici care se lansează și merită aduși în fața publicului ca să le dăm așa un boost de curaj, nu? Unii consacrați, cum ești tu, cunoscuți și apreciați la nivel mondial, dar în România, cum se întâmplă de obicei, uitați sau, nu știu, adulați după ce nu mai există. E foarte adevărat. Am părăsit țara la 17 ani și întotdeauna am rămas cu un regret de a nu putea face acasă, în locul în care eu m-am născut, ceea ce fac peste tot în lume. Asta a fost, e ceva în mine încă... Care speră că se poate schimba. Cred Că este în fiecare om talentat care a ales uh, drumul străinătății pentru faptul că nu a putut să facă absolut nimic în țara în care s-a născut. Cum a început Cristina să cânte și de unde pasiunea pentru operă? Uh. Mai, ales, mai ales că nu e ceva foarte mm. usual întâlnit la noi. Mm. Eu cred foarte mult în spiritualitate și în vocea interioară și ca și copil eram foarte interesată de, de lucrurile noi. Părinții mei sunt, sunt oameni simpli, au fost profesori, o familie intelectuală cu principii și valori. Iar într-o zi m-au făcut să descoper opera. La televizor, pur și simplu, am spus, haide, să ascultăm un concert a celor trei tenori, mai mari tenori, Placido Domingo, Pavarotti și Carreras. Și acolo, în momentul în care am auzit vibrațiile acele înalte și sunetele uh, extraomenești, am spus, vreau să fac asta pentru tot restul vieții. Și am, uh, practic, am început să imit în, uh, după ce am văzut emisiunea și am spus... Sunt îndrăgostită de, de de stilul ăsta de muzică, care practic pentru mine nu este doar un stil, este un mod de viață, este o rugăciune pentru mine. Eu când când mă rog. Dar la ce vârstă ai văzut prima dată acest concert? 9 ani, aveam 9 ani. Înainte de vârsta asta tu cântai, cochetai sau cu orice copil? Ca și ca orice copil, ca orice copil, dar a fost așa un moment în care s-a schimbat ceva în sufletul meu când am auzit timbru um, și proiecția asta de voce total diferită de a muzicii în pop sau în folclor sau complet diferită, nu? Era o proiecție, un sunet măreț așa, un, ceva ieșit din comun și mai mi inspira foarte mult uh, acei mari idoli, nu? Și Andreea Boceli, bineînțeles, al doilea a fost Andreea pe care l-am văzut la, uh, tot la televizor cu Time to Say Goodbye și scurt, după ce am fost primul meu uh, turneu uh, la Marea Neagră, cu Carmina Tenera, Corul de Copii, uh, unde chiar am debutat cu Time to Say Goodbye, la 11 ani. Cum a început aventura ta? Ai spus, ok, îmi place și... Și apoi uh, am avut noroc să am niște părinți care mi-au susținut toate nebunile și toate visele. Um, eram o familie simplă Din punct de vedere material Nu exista suport Dar exista suport sentimental și suport uh, moral uh, Ei au fost cei mai mari Cel mai bun prieten de ei mei Ca și până acum Așa cum au rămas uh, cei mai buni prieteni de ei mei De acolo a început Să dai aripi unui copil E foarte important ca Unde și ai părinte. cântat prima dată? Cum s-a întâmplat? Unde te-au dus? Că nu erau uh, audiții da. de operă pe toate străzile da. la 11 ani era Bianca Ionescu, uh, soprana noastră, uh, la, am dat o audiție la corul de copii Minisong, uh, iar uh, ea a spus, are o voce mult prea matură, pentru a intra în Ia trebuie să fie solistă, într-un cor de copii nu este locul ei, trebuie să facă, să se ducă la școală. Și așa am intrat la liceul de muzică din Ulipati, din, uh, din București. La, la ce vârstă te-ai dus? -te la astăra. 12. Da, am studiat foarte, pre chiar prea de vreme pentru că, uh, în mod normal, opera se studiază după, când, după ce corpul este dezvoltat la o anumită vârstă, uh, ca și un sportiv, nu? Când toți mușchii uh, exact, sunt, sunt dezvoltați. deja dezvoltați, uh, deci era un uh, mic... Uh, Risc să studiez atât de vreme, mai ales pentru că mulți dintre colegii mei au rămas cu, cu probleme vocale, cu probleme pe, pe viață. Este totuși un risc fizic și emoțional foarte foarte mare. Gândește-te că dintre o mie de oameni din, din, din anul meu de studiu și apoi din universitate, au fost decât doi care au reușit, eu și cu încă cineva. Deci, Probabilitatea să faci o carieră în meseria asta este foarte, foarte foarte mică, pentru că e foarte mult lucru. Ca și un sportiv de performanță, ai nevoie de 12 ore de studiu pe zi. Eu nu-mi aduc aminte să fi avut adolescență sau copilărie. Am studiat pur și simplu și a fost. Pentru mine n-a fost o zi în care să muncesc, pentru că pasiunea mea a fost a fost de fapt munca mea. Da, era Cristina, fetița care scula la prima ora dimineții vecinii? Nu, numai și noaptea. <laughs> da, părinții mei chiar care au spus, te rog, îți facem orice, nu mai taci. <laughs> deci cântai non-stop. Non-stop, studiam, studiam, studiam. Făceam tot, mă perfecționam și acolo. La momentul ăla vedeam că nu mai reușeam să progresez în școală și că existau anumite limite date de sistem Adică, uite aici vreau să te oferești puțin Să-mi povestești momentul în care ai dat probă la dinul Patii. Și ce s-a întâmplat din momentul ăla Am intrat prima din an cu o mare uh, adulație din partea profesoarei Care le-a spus să părinților mei să fie mai mare ca Angela Gheorghiu o să devină fantastică, minunată uh, Dar acolo s-a oprit undeva la... la uh, la treaba aia s-a oprit și, și studiul meu, pentru că eu nu învățam nimic în școală. Eu, eu sunt foarte onestă ca și tine, de asta te apreciez. Eu nu apreciez ceea ce spune lumea în general decât eu cred în oameni și dacă ceva mă atinge foarte mult, atunci cred și dăruiesc o parte din, din mine Așa celui în trebuie. care cred. Și eu îți spun foarte onest, acolo am suferit foarte mult, pentru că nu ajungeam să. să să învăț mai departe, la toate olimpiadele era, era un fel de cine plătește mai mult pe profesorul de corepetiție, pe profesoara de canto, etc., etc. Iar eu eram dintr-o familie simplă și am spus, Mie mi e place să învăț, dacă tu crezi în talentul meu, bine, dar eu mai bine nu mai vin la școală și am fost în clasa 12, mi-aduc foarte bine aminte, o iubesc și o ador pe profesora mea de psihologie, doamna Dumitrescu, mi-aduc aminte de ea, care a fost la un concert al meu de la sala radio acum un an. Ea m-a susținut foarte mult psihologic și m-a spus, nu, tu poți să stai acasă, să, să rămâi acasă și uh, înveți, rămâi acolo, nu ai de ce să, 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 să vii aici, noi te înțelegem și am făcut practic un deal cu profesorii mei care mi-au permis libertatea și am terminat șeful de promoție. Așa. De acasă. De acasă, da. Și studiai singură. Totul numai singură. După, după ce? După instinct, după cărți, după anumite um, informații pe care profesorii mă, mi le dădeau și mă ghidau, au văzut, ok, o lăsăm, m-au înțeles uh, și a spus, nu, nu are sens să, să vină dacă, dacă are un talent așa și noi o, o susținem. Deci, asta a fost un deal cu unii dintre profesorii mei, dar nu un deal cu sistemul cum am spus la Olimpiade, existau tot timpul preferențe, îmi rupeau inima și sufletul, tot timpul am fost un copil sensibil când veneam acasă cu premiul 2 sau 3 pentru că nu aveam profesorul meu poate nu era în comisie sau Dumnezeu să ierte Mariana Nicolescu a fost iarăși și un, unul dintre puținele personaje care, care mi-au dat aripi și mi-au spus să cred în mine dar puținele am spus, pentru că tot timpul existau anumite favorizări sau anumite lucruri care, care se spune, făceau parte din sistem. Cred că asta se întâmplă la orice, în orice meserie și la orice nivel. Asta este, într-adevăr, sistemul românesc. Până nu se rupe karma asta, cumva nimeni, nimeni va nu se va se evolueze. Nu, nimeni nu va evolua. A, a, mai existat în dinul Ipati un copil ca tine care să aibă un așa deal datorită performanței și datorită talentului să stea acasă? Nu cred că a mai existat, din câte știu eu, nu. <laughs> Dar le mulțumesc, profesor, pentru că putea să fie și alt, alt tip de alt, altă ocazie nu, în care să nu am libertatea asta, să pot să mă exprim și să fiu eu așa cum... Adică să dau de fapt ceea ce e mai bun, eu am știut tot timpul din instinct ce e mai bun pentru mine că nu am avut noroc și mi-am creat norocul prin foarte, foarte multă muncă și transpirație. Asta e, e a doua parte. Da. Sunt la ce care... vârstă ai hotărât să rămâi acasă? Uh, era 17 ani, când practic eu devenisem studentă la Geneva, la conservator din Geneva. Uh, ai singura? M -am dus singură? M-am dus singură și luasem admiterea fără ca eu să am nevoie de o diplomă de uh, diplomă de admitere de la aici. facultate, cum, ar, nu, da. cum se spune de. Mursă ceva. Da, a intrat cu bursă. Da, da, da. Dar fără să am nevoie de un test final mm -hmm. după liceu. Da. Și, și ce făcut... Te ai făcut? Te-ai mutat în secunda 2? Da, am plecat. Uh, um, uh, Au fost uh, 17 ani și jumătate. Am plecat de acasă și am studiat la Geneva un an, dar nu era suficient pentru mine. Îmi doream să fac performanță și mai mare. Uh, conservatorul de acolo era puțin. Uh, Ghidat pe uh, muzică barocă, iar eu aveam o, o voce puciniană, o voce matură, o voce plină. Uh, și uh, apoi, după un an, am plecat tot singură uh, la Viena, unde s-a -a întâmplat să uh, înoptez în stațiile de tren, uh, pentru că nu. Uh, Mi-aduceam aminte că nu îmi cumpăram de mâncare ca să pot să-mi cumpăr partituri, recordii, partituri de muzică, după care să învăț. Asta mi-aduc aminte și nu regret niciun moment pentru că a fost. Uh, a fost. Șansa pe care eu mi-am acordat-o mie. Și când ai plecat de la Geneva la uh, Viena, era un copil pe străzi, mai dormea și în gară. Mai am mânca. ajuns la biserică. <laughs> am, am trăit într-o mănăstire doi ani și jumătate. Am vrut să devin, să iau un alt, o altă cale, să spun așa, pentru că sunt o persoană spirituală, puțin religioasă, să spunem. E, și am. Părintele de acolo m-a ajutat, a fost tată și bunic pentru mine și. E, cu el înregistram, compuneam muzică, adică eram, eram, ca o familie și de Crăciun petreceam împreună, era catolic, era, era, era deschis la, 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 orice fel de... Noi eu sunt ortodoxă, nu? Da, Suntem. Da, da. Pentru mine asta e cel mai important, să fiu uman și de la el am învățat umanitatea am învățat ce înseamnă să, să fiu uman și el mi-a mi dat o bază, să spunem, acolo am, am întors acasă, știam că am unde să dorm, că am unde să stau și acolo am învățat. Ce ție ani ai stat la, la Viena? Patru ani. Am, am terminat universitatea la, la cea mai, practic cea mai mare școală de muzică din Europa pentru canto clasic și pentru muzică în general. Și Care, apoi au, fost, care au fost momentele Cheie în toată această călătorie a ta când ai vrut să renunți. Hmm. Poate tot vocea interioară, când știi, noi o numim așa, nu? Când cineva îți spune ce trebuie să faci, undeva în sufletul tău simți că este calea greșită sau calea corectă. Um, părinții. M-au ajutat, m-au sprijinit moral foarte, foarte mult, și am avut doi-trei mentori la Conservatorul din Viena, și apoi la un Erasmus, pe care l-am făcut în timpul facultății la Milano, am studiat în mai multe părți, pe unde am putut să extrag informație, eram prima. Acolo am avut doi-trei maestri care m-au ghidat și m-au făcut să înțeleg că sunt mai mult decât ceea ce cred pentru că tot timpul n-am avut încredere în mine, am fost, m-am autocenzurat de copil, de pentru că vreau să fiu cel mai, cea mai bună și consideram că tot timpul aveam, nu știu, în tehnică, în ceea ce învățam acolo, tot timpul puteam să fiu mai bună decât eram. Asta a fost o problema mea pe care am corectat-o acum în ultimii ani, prin iubirea de sine și prin, prin life coaching, da. Cred că asta a fost un un mare om, cea mai mare parte la care a trebuit să lucrez cu mine, să mă iubesc pe mine, să învăț cum să îmi îmbrățișez și greșelile și să nu mă intereseze ceea ce gândesc alții despre mine. Și astăzi nu te mai interesează? Cine nu. te judecă? De ce? Cum? Nu, Acum știu ce vreau atât de bine. Înainte era vocea nu, eu studiam, eram într-un parcurs, într-un într stadiu de dezvoltare permanentă. Acum știu că am ajuns la un anum anumit nivel prin forțele mele și nimic nu mă mai poate distruge, nimic nu mă mai poate critica pentru că eu știu c cât ce-a costat. Deci, pe partea asta cu muzica de operă, cel mai important este să ai profesorii buni, nu? Uh -huh care te pot ajuta să stăpânești tehnica fără de care nu ai valoare. Corect. Să pună cum ar veni bazele și să se plieze și pe personalitatea elevului, pentru că foarte mulți profesori vor copii. Așa am fost eu în trecut, așa trebuie să devii tu. Nu este despre asta, asta cântatul. Cântatul este despre o etichetă personală, despre o ștampilă personală. Trebuie să știi și psihologic, nu numai tehnic, cum să te adaptezi pe fiecare uh, elev în parte, să înțelegi personalitatea uh, și uh, structura, chiar și fizică, nu? Pentru că avem corzi vocale diferite, unul față de celălalt, avem rezonanțe diferite în corp, avem un suflet diferit, suntem toți uh, extraordinar de diferiți. Este mit sau adevăr uh, că trebuie să ai uh, o greutate mai mare ca să poți scoate niște sunete și să poți să le susții, să fii corpolentă? Există un pic de adevăr acolo, trebuie să spun onest, trebuie să fii foarte antrenat fizic. Iar sunetele pe care noi le creăm sunt, nu sunt amplificate cu microfonul. Noi avem rezonanța în corp. Cum să poți susține tu 3 ore de spectacol, 4 ore de spectacol, cu 40-50 de kilograme? E imposibil. Băi, ceva, și tu ceva... <laughs> Ești foarte drăguță, dar nu. Cam atât ai, adică mă gândesc și te-am văzut pe scenă așa nu. la zeci de ore de spectacol. Mă antrenez foarte mult, pilates, yoga, în fiecare zi, full body training. Chiar dacă nu am, să spunem, musculatura ca un, ca un sportiv, dar aici toată partea asta de diafragmă, de structură abdominală, eu mă antrenez ca, ca, ca și un gimnast, ca și un sportiv. Asta este cel mai important. Da, da. Și mai există partea mentală, acolo training mental pentru a avea nervitari, pentru că fără nervitari <laughs> poți să fii tu cel mai bun de, de pe pământ. Am văzut atât, atât de mulți oameni uh, la stânga și la dreapta mea care au, au cedat, de pentru ce? că nu erau suficient de puternici mental să reziste presiunii uh, unui spectacol, să reziste... A presiunii a, oamenilor, a, invidilor, oamenilor care stau împotrivă. Asta este un punct. A, chiar dacă noi spunem că e totul așa, o viață frumoasă și a, de le poveste, noi avem foarte, foarte multă invidie și opunere de partea cealaltă. A da, ce? Sunt. că sunteți foarte puțini care. Nu. Concurența nu? este mare peste tot. Iar chiar și acum, în ziua de astăzi, opera s-a schimbat puțin. Structura cantului clasic nu mai este cum era odată, nici greutatea cântăreților, nu mai <laughs> este mitul s-a prăbușit, da? dar și cum, cum, cum este structura asta. Nu, nu mai se pune neapărat valoare pe calitate și pentru a face funcționa sistem a, a funcționa sistemul într-un fel sau altul, uh, cât de ieftin posibil, cât de simplu posibil. Um, chiar eu am avut foarte multe experiențe negative în ultimul timp, uh, cu tot felul de accidente, tot felul de regizori care fac, uh, care mă lasă să cad uh, în 2 metri de, de groapă sau la 30 de metri înălțime, chiar în opere importante, ca la Berlin, la München, la Paris. S-au întâmplat niște accidente acolo. Uh, Există o mentalitate de a schimba muzica asta De a încerca să o transforme în modern Dar nu se pliază pe, pe libret Pe ceea ce înseamnă de fapt opera nu, nu are nimic de a face cu asta Și atunci eu am tras un pas în spate Și am spus așa Ok, sunt un pic sclavă sistemului Mie nu-mi place să slujez nimănui în general uh, Și am decis să îmi să scriu propria mea muzică și acum ai un, un așa un trend. Nu, să -i spunem. Vorbim de ceea ce faci tu astăzi, că lumea nu știe, lumea te cunoaște sau cunoscătorii uh, uh, vocii uh, de operă extraordinară a Cristina Păsăroiu, uh, este uh, adorată și de bocelii, marele Andreea bocelii. Mi-a schimbat viața. Cum s-a întâmplat? S-a întâmplat în timpul pandemiei. Până atunci, nimeni nu știe de Cristina Pastoroiu cântărața de operă dinaintea lui Andreea Boceli. Mulți spun e partenera lui Andreea Boceli. Ceea ce nu este adevărat, pentru că eu am un, totuși un background în spatele meu de mai bine de 15 ani în care fac teatru în opere și în capitale importante. Uh, asta s-a adăugat ca un plus și mi-a schimbat uh, perspectiva. S-a da. uh, întâmplat că Andreea se caute o soprană uh, pentru Elp Philharmonie din Hamburg, pentru un loc închis în care nu se cântă cu microfoane uh, și își dorea să aibă o soprană uh, care să fie foarte bună tehnic, uh, să aibă un volum, uh, dar să fie și o prezență diferită. Uh, și eu sunt puțin așa, mai diferită, să zicem, mai wild. Mm -hmm. De asta ne înțelegem bine, da. nu? Uh, și atunci, partea asta originală a mea, cum mă ex, cum îmi exprim ca și artist sau ca și persoană, um, chiar și umilitatea mea, cum sunt eu ca modestă, ca și persoană și simplă, uh, a făcut uh, colaborarea asta să devină una dintre cele mai frumoase pe care și el a, le-a avut, așa îmi spune tot timpul. Uh, M-a impresionat foarte tare în momentul în care. Am dat audiție, între ghilimele, la casa lui. În Italia a închis ochii, normal că el spune, eu nu trebuie să te văd ca să știu cine ești și ca să știu ce ai tu în suflet. Ce frumos! Doar te ascult și mi-am dat seama de cine ești. Și asta pentru mine a fost cel mai mare compliment pe care vreodată l-am primit de ce la cineva. Frumos. Asta a fost ceva care mi-a schimbat viața și m-a făcut să am încredere în mine. Pentru că oamenii văd partea exterioră, nu spun da, e o fată interesantă, e, nu. Aspectul fizic sau poate cum când sau poate cum te prezinți pe social media, etc., etc. Dar nimeni nu știe de fapt ce se ascunde în spatele, în sufletul tău. Și acolo eu am lucrat foarte mulți ani și de asta poate sunt, știu și spun ceea ce, spun nu de foarte multe ori. De ce? Pentru că știu cât m-a costat și cât am lucrat la interiorul meu ca să ajung aici. Și asta el aprecia foarte mult. Și am, sunt pentru mine, da, să spun că Dumnezeu știe câteodată mai bine ce face din noi. Mi-a dat omul, omul potrivit la locul potrivit. În momentul în care poate vreau să renunț. Îți spun onest că eram atât de tulburată și atât de obosită de sistem. Pentru că, da, nu este recunoscut așa cum era în trecut. Noi nu mai avem divele din trecut. E un pic un market, așa, o piață care, în care se vând lucrurile câteodată la un preț redus, unde nu se mai pune foarte mult preț pe calitate, ci doar pentru a-l face să funcționeze Și acel sistem care, eu îl spun, este dust and ashes, e făcut așa, puțin prăfuit și puțin ar trebui uh, re... Revigora revigorat într-un fel. Da. Și uh, când ai mers acasă la, la Bocelli, ce ai cântat? <laughs> am, am făcut jumătate de pro oră de program de, de, de la Traviata, operetă germană, uh, un duet din Andrea opera grea, Andrea Șenie am făcut multe Tosca, am făcut cele mai grele titluri pe care el încă le mai cântă la 65 de ani. Da, și încă mai e forța asta. Eu un, un, un e, e ceva din altă lume. E, are un spirit și și asta, spuneam înainte, o simplitate. Uh, a rămas om uh, mai presus de toate. Eu eram în fața lui, am spus, da, ști idolul vieții mele, copilăriei mele, acum sunt în fața ta. Și spune, nu, Cristina, sunt ca și tine. Uh, și încă mai studiez ca și tine și eu am aceleași probleme ca și tine. Uh, și asta m-a făcut să înțeleg că cei mai mari, artiștii cei mai mari și oamenii care ajung la un anumit nivel, uh, care sunt foarte, foarte sus, de fac să te simți că și tu ești la fel ca ei. Mari, pentru că da, pentru că ei sunt cumva generoși, pentru că generoși nu au nimic și de pierdut, cu frica lui Dumnezeu, da. Și cu o dorință de a ajuta foarte mare, da, pentru că într adevăr ei sunt foarte mari. Da. Și nu au nimic de deținut pentru ei, ci vor să împărtășească și când văd un talent se bucură. Se bucură și îi dau aripi. Îl ajută într un fel sau altul cum au spune. fost zilele după acea audiție la, la bocelii acasă? ce a urmat? <laughs> Mi-aduc aminte că venisem în mașină, condusem singură, tremuram în mașină, plângeam și tremuram și când am ajuns acasă am spus, bă, acum știu cine sunt și ceea ce vreau să fac. Înainte nu mai îmi pierdusem puțin traiectoria din cauza sistemului, dar... Um, M-a făcut să mă regăsesc pe mine, de fapt. Deci, după atâtea spectacole în toată lumea mm. pe care tu le făceai și colindai, non-stop, viața ta era doar în avion și în hotel. Da, nu mi-aduc aminte, nu mai știam câteodată pe ce parte a patului mă, mă trezeam, uh, în ce hotel eram, pentru că nu, eram la patru dimineața într-o producție, a doua zi plecam la Copenhaga, apoi mâine eram la Berlin, apoi eram în, în Paris și așa mai departe. Și uh, era, eram într-un cerc în care funcționam tehnic, în care tot timpul eram criticată, pentru că noi așa suntem, dacă cumva un sunet nu este perfect, diminuând-o, crescând pe acea notă, toată lumea așteaptă ca tu cumva să greșești ceva, nu? Și noi eram obișnuiți așa sub presiune, ca exact ca și un sportiv, nu? Să nu cumva un centimetru în plus sau un un minus să poate schimba viața. Și cu presiunea asta am, am, am mers, dar nu era o, cum să spun, o remunerație pe măsură, în pe măsură. niciun caz. Asta eu n-am simțit-o, am făcut asta din pasiune, până la un anumit moment în care am spus aș putea face și altceva care să mă completeze pe mine ca și artist și ca și ființă, pentru că eu mă pot exprima acolo și sunt faină, sunt ok, sunt foarte bună, primesc în Financial Times critici ok, foarte extraordinare, dar în interiorul meu eram nefericită și am spus eu doar 10% dau din ceea ce într adevăr pot și mi-aș dori să, -mi, să să adun o generație nouă, mai ales după pandemie, să adun public nou, tânăr, să se să aprecieze opera. Exact. Și colaborarea cu Andreea a început atunci, pe timpul pandemiei și practic nu s-a mai terminat. Nu uh, s-a mai terminat <laughs> și probabil că o să se termine când se termină și viața noastră. Uh, dar viața ta este la fel de zbuciumată, la fel de ocupată, hmm. din, de pe un continent pe altul. Hmm. Eu nu mai apuc să văd exact când ne nimerim în România amândouă. Pentru că de fiecare dată este în Brazilia, din Brazilia, Italia, Italia, Germania, Copenhaga, Acum Bulgaria. Două zile am fost în Sofia pentru prima oară. Când prima am în Bulgaria, da, e că l învăț, așa încet, încet. No, Vă aș acum două săptămâni. Uh, da, în Italia, săptămâna viitoare, în Copen, Copenhaga. Da. Și uh, mm. mergi peste tot cu el și cu familia lui? Da, nu numai cu el. Uh, uh, el este o parte importantă din, uh, din cariera mea, acum, uh, alături de ceea ce, ce urmează să, să prezint și să să fac. Haideți să vorbim uh, puțin despre ceea ce ți-ai dorit și uh, te-ai aplecat cu multă uh, sârguință așa pe muzica, o muzică, uh, am zis eu prima dată când am auzit-o că vrea să plece din uh, partea asta de operă și eu eram disperată, nu există așa ceva, pentru că o asemenea voce nu are cum să se piardă și să plece uh, din zona asta care mie mi îmi place la nebunie. Uh, și tu ai spus atunci, nu, eu m-am regăsit într-o zonă muzicală și te las pe tine să vorbești despre? Uh, EDM, Electronic Dance Music Techno uh, plus opera. Uh, e ceva care mi-a dat aripi și care m-a lăsat să, să, mă, să mă exprim așa cum sunt eu. Uh, scriu textele mele în patru limbi diferite, Um, colaborez cu diferiți producători uh, Și am ajuns de la opera din Viena La Antold în anul ăsta <laughs> A fost ceva așa De care nu prea s-a vorbit Și mi s-a părut mare păcat um, Poate că ai venit și pe Fina da? Exact da. Ai venit probabil și Eu mi-aduc aminte când uh, Și-a dorit uh, Cristina Uh, să urce pe scenă la Antol și toată lumea era, wow, vine ea aici și am spus, da, <gură> ea vine. Uh, și s-a dus uh, pe ultima sută de metri. Uh, am avut emoții așa că nu înțelegeam cum va fi percepută o soprană. E bine de coloratură? Nu, sunt, să spunem uh, lirică, lirică. Bun. Lirică și de coloratură, când și coloratură dar lirică. Așa, uh, să urce pe scena Antold, în fața unui public cumva diferit, foarte tânăr și diferit, public care nu știu dacă gustă uh, genul ăsta de operă. Și am avut emoții, trebuie să spun. Exact ca la debutul meu la, la Stațopr din Viena. Am avut emoții. Pentru că era un challenge. Cum spuneam mai devreme, în timpul coronei am pierdut foarte mult din publicul de a treia generație și asta mi-a creat o stare de tristețe, pentru că îmi doream să share, să dau din arta mea la cât mai mulți oameni, să pot să dăruiesc din ceea ce am eu și tinerilor, nu? Iar. Într-adevăr, opera este o, 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 o nișă, este un sector foarte conservativ. Um, și cred că acum în, în secolul ăsta și în anul ăsta avem nevoie de inovație, avem nevoie de o revoluție uh, și noi ne dezvoltăm complet diferit de cum o făceam acum 20 de ani și cred că și muzica clasică are nevoie de o revigorare și o altfel de energie. Și putem să chiar să-i creștem. Uh, și nivelul, nivelul um, um, muzicii și electronici o să ducem un step forward un pas mai departe Se aduce aminte când te-am întrebat prima dată când uh, am auzit te-am întrebat, auzi, asta este ceva gen Fifth Element, filmul <laughs> că uh, mi-aduceam aminte m-a marcat atunci vocea aia uh -huh, uh -huh. din Fifth Element cu Bruce Willis da. uh, și am zis, wow Era Inva Mula, cea da, care cânta da, da. Uh, era o soprancă de, de, de soprană de or, origine arme, armeană Cred că uh, Care a cântat uh, Frederic Chaslan era unul dintre cei Care a făcut, un prieten de al meu Care a făcut muzica, care a colaborat pentru A scrie muzica din Fifth Element uh, Și era un Da, a fost o revoluție A fost o revoluție, iar pe mine m-a marcat Am zis, wow, deci ce poate face O voce cumva Supraomenească da. Uh, Cântând think... un fragment din Lucia de di la Mermur, o operă din Dedonizati, da, da, da. transformată în ceva, în ceva... Pe electronic. Exact, deci, da. Ceva <laughs> minunat și eram, wow, crezi tu că poți să mergi pe zona asta? Și uh, atât de multă încredere a avut în ea. Încât am zis, ok, dacă aș putea vreodată să te prezint cuiva și să încep o altă, o altă ramură a carierei tale aici, aș face-o cu mare, cu mare drag. Uh, și am trimis atunci când mi-ai dat primele înregistrări la toată lumea și toată lumea era, wow, ce voce incredibilă. Zic, uite, ea este și voi nu știți și România nu știe cine este Cristina Păsăroiu. Uh, și ți-a ales uh, un nume de scenă, Ant Antoneta, Antoneta, care de fapt este numele meu. Eu sunt Cristina Antoneta, okay. uh, dar am folosit mai mult Cristina pentru că eram mai ușor de pronunțat uh, în toate limbile, uh -huh. în celelalte țări. Uh, dar de fapt este, da, prenumele meu, uh, Antoneta. Câte limbi vorbești? No, șapte, sper. <laughs> Când da. sunt obosită, vorbesc Esperanto, esperanto. cum spun prietenii mei, le amestec pe toate. <laughs> deci vorbești atâtea limbi. Când țin toate aceste limbi? Da, în patru. Mai mult în franceză, italiană, germană și engleză. Scriu, cât de, adică. Da. Cât de greu a fost? Nu ai venit dintr-o familie care și-a permis să bage bani în tine în meditații și în limbi străine și în muzică? Am fost la singură. Totul. A fost foarte greu. Pentru că am știu ce am vrut. Asta mă uimește la tânăra generație câțiva Chiar și la oameni așa mai, mai în vârstă. Că nu știu ce vor. Îi întreb, dar tu de fapt ce vrei? Și îi spun, a, poate asta, poate altceva. E foarte important să știi ce vrei. Și mă simt binecuvântată că din copilărie am știut ce am vrut. Am vrut să fac asta și acum știu ce vreau să fac cu Antoneta. Iar toate aceste limbi pe care tu le vorbești și în care cânți nu ți se întâmplă să ți se amestece, să nu mai știi unde da. ești? Da, foarte des. Se întâmplă când sunt obosită, Uh, mai ales după ce, spre exemplu, avem o producție în care noi uh, petrecem două, trei, patru săptămâni din viață cu un grup care vorbește numai o anumită limbă. Să ok, și a doua engleza, mai mult sau mai puțin, toată lumea vorbește. Dar uh, italienii vorbesc mai mult italiană, în francezii sunt axați pe asta. E într-adevăr foarte dificil, eu spun, îmi conectez tot timpul uh, toată... toate celulele, cumva. Da. Da, emoțiile, emoțiile mai ales că le trăiesc, am avut perioade pe care le-am trăit foarte intense într-o anumită limbă, nu? Și mi-e foarte greu acum să vin să-ți povestesc în limba mea în care m-am născut, nu? Emoțiile pe care le-am trăit atunci. Vorbești oricum din ce în ce mai puțin limba română? Da, rar. Cu părinții mei și cu doi trei prieteni. Da. În rest, în ce limbă te bucur cel mai tare? <laughs> Sau în ce limbă ai cele mai puternice emoții? E utopic ce spun acum și nu o să placă la multă lume în germană, dar și în franceză. Nu în italiană. Da? <laughs> da, în germană și în franceză. Italiana nu e muzică. Da, da, o prefer să o cânt. <laughs> da, o vorbesc foarte bine, dar nu am așa foarte multe... Eu cred în disciplină, știi? Și cred că fără disciplină nu se pot face anumite lucruri și îmi plac țările în care în care există așa mai multă, mai multă disciplină. Ți-ai și ales să trăiești în Elveția? Da da, să spunem așa, da, eu suntem citizen of the world, nu mm. suntem peste tot și nicăieri, de fapt, dar acolo unde mă mai întorc acasă și unde mai îmi pun capul pe pernă este Elveția, da. <laughs> acolo te regăsești, acolo sunt cele două limbi care, iată, că-ți și plac, da. franceza și germana. Ce urmează pentru Cristina și ce urmează pentru Antoaneta? Ah, aș vrea să le... Să nu le analizez separat, ci împreună Ele sunt tot tipul pe scenă Și eu văd următorii Cel puțin 10-20 de ani Să ne dea Dumnezeu sănătate Pe scenă Acolo e viața mea, acolo e unde respir, Acolo unde trăiesc emoții, unde pot să dăruiesc, Unde poate sunt cele mai mici Deziluzii Pentru că ca și om sau ca și femeie, de multe ori trăim lucruri nu foarte plăcute. Și un moment, e un, un loc în care eu mă retrag și mă, îmi încresc așa o iluzie de o lume perfectă în care aș vrea să trăiesc permanent. Și câteodată mi-e greu să, aș, să revin la, la viața mea normală. Pentru mine a spus lucru dificil este viața mea de zi cu zi, nu scena. <laughs> scena pe scenă mă simt relaxată, la mine sunt, sunt ca acasă. Toți se întreabă, dar tu nu ai emoții? Nu, nu mai am emoții. Și o văd pe Cristina și pe Antoneta pe scenă împreună. Vreau să îmbin cele două stiluri și să creez, să creez magie cu, cu ambele stiluri. Cu ambele stiluri. Dar în momentul în care ai spus lui Andreea că tu Poți cânta și alt gen de muzică? Te-a ascultat? A, a scris că a spus că compun extraordinar de frumos. I-au plăcut două dintre piesele mele. Poate se va și întâmpla ceva în viitor, nu știm, să vedem acum. E, tu ai spus, și mult prea talentată pentru acest gen de muzică. Și am spus, da, Andreea, tu be open, fi deschis la treaba asta, pentru că eu chiar cred că putem să schimbăm și să ducem o noutate și să avem publicul... Să un nou drum, Exact, exact. Și să facem și pe tinerii în ziua de astăzi să înțeleagă că lumea nu e chiar așa cum e scrisă în cărți și se poate modela. Îți dai seama să-l auzim pe Andreea cântând acest gen de muzică? Asta ar fi, cred că, ceva, wow! Eu nu spun nu. Eu nu spun niciodată să nu. Cred că ar trebui să-l pui să încerce odată. El l-am uh, am încercat să-l corup <laughs> și am spus ok, mă mai gândesc, ok, <laughs> <acum>. <laughs> poate se va întâmpla ceva, nu știu. No. Dar oamenii au, a, au fost atât de pozitivi și reacția, feedback-ul mai ales pe TikTok a fost impresionant, am adunat aproape 3 milioane de view-uri în 3 săptămâni. Se wow! Foarte frumos. Ceea ce a fost pentru mine foarte, foarte interesant, mai ales că am făcut și o repertoriu așa mai, mai operistică, adică chiar mi-am pus în valoare vocea de operă, și lumea da, a fost foarte, foarte, foarte impresionată și pe mine. La cât am citit mesaje am citit multe din România. Chiar m-au da, Bine, românii sunt consumatori de, de muzică Mai ales pe genul ăsta de spectacole antold. Um, ei promovează Au început deja să promoveze da. chestia asta Oricum momentul tău de la Untold Chiar dacă a fost spre dimineață uh, A electrizat. Uh, <laughs> Dar am și... văzut oamenii erau. nu așteptam Că eram exact cum spui tu Eram super fricoasă da, da, de am... reacția lor Uh, nu, eu am, am vorbit cu toată lumea și de la organizatori, patroni, erau toți, wow, într-adevăr un moment incredibil. Și um, poate de la anul, uh, de la anul, uh, ai să ai momentele tale în într-adevăr, să se facă liniște în sală. Când, Doamne, uh, ajută, suntem și pregătiți. Așa, așa se și face când, când ducând și eu sunt foarte fericită. Uh, sunt fericită că. Ne -a, suntem prietene și că ne bazăm una pe cealaltă și că am, uh, sunt blest, așa, să mă duc oriunde în lume și să o ascult. Și eu uh. sunt blest să te -am în viața mea <coughs> și, cum am spus mai devreme, cred foarte mult în oameni. Cred, m-au dezamăgit, uh, ca pe noi toți, mulți, uh, dar încă le dau șanse oamenilor să, să arate ceea ce sunt. Și mie mi-este foarte greu să găsesc uh, femei puternice în lume. Foarte greu. Știi? Pentru că e... sunt din ce în ce mai puține și nu, nu neapărat femei. Bărbați puternici, dacă te uiți. Correct. din ce în ce mai, mai puțini. Cumva, poate este un, sau mai spus tu, trebuie un restart uh -huh. al omenirii ca să ne revenim și să ne aducem aminte de valorile uh -huh. care ne-au consacrat așa de-a lungul vremii. Și probabil că cel mai frumos lucru. Pentru un om este să nu-și piardă demnitatea și identitatea. Corect, corect. Uh, lucru pe care nu ți l-ai pierdut și pentru care tu ai muncit enorm. Mm. Uh, nici nu știu că eu știu atât de multe lucruri despre tine, nici nu știu dacă ai putea vreodată să le povestești, care au fost cele mai mari dezamăgiri din lumea operei. Uh, compromisurile pe care oamenii le fac în general și ajung să fie în poziții m, diferite, nu? Cheie? Uh -huh. Prin, uh, pre, Printr-un preț mult prea mare, pe care nu cred că. Spun, nu, nu merită să-l faci, știi? Că mă gândesc tot timpul la ceea ce. la ceea ce voi fi eu la sfârșitul vieții mele. Eu mă gândesc tot timpul ce am lăsat în urma mea. Cum am făcut alți oameni să se simtă? Este totul despre sentiment. Cum tu faci pe alții să se simtă? Cum ei te fac să, tu, să te simți tu? Pentru mine asta e cel mai important. Cum tu lucrezi cu oamenii, este totul despre ceea ce dai și cum dai. Pentru că tot timpul există o rezonanță la un moment dat. E imposibil ca tu să dai numai bine și să primești numai rău la un moment dat. Există o karmă acolo undeva care pune lucrurile la. În ordine. în ordine. Dar ele vin mult prea târziu pentru anumiți oameni. Probabil așa, ca o lecție de viață, ca noi să ne întărim. Ce știu, îmi dau și eu singură explicații, pentru că, într-adevăr, câteodată nu mai găsesc explicația. Uh, dar uh, da, să fii puternic, asta a fost challenge-ul cel mai mare în viață. Să nu fac compromisuri. Și să vezi că tu poate nu ajungi în, în, într-un anumit loc decât după 5 ani sau după 10, pentru că nu ai făcut uh, acele, compromisuri. acele compromisuri. Câți ani ai pierdut? Pentru faptul că nu te-ai interesat niciun compromis. Hmm. <laughs> Mă gândesc câți o, o să câștig pentru că câți am pierdut. <laughs> Hai să calculăm așa, nu știu. Spun 10, poate. 10 ani. Mulți, da. da. Mai mult 10, de 10 ani ce care iei pe petrecut. 10. În România ai avut parte de acest gen de piedică sau aceste cerințe? Eram mult prea tânără. Eram un copil care se închidea în... în... <laughs> mă închideam în cameră și nu ieșeam acolo câte, câte 12 ore, 14 ore nu ieșeam. N-am avut, în afară de ceea ce ți-am spus în timpul competițiilor și olimpiadelor, unde poate pierdeam un anumit premiu sau nu câștigam un anumit loc pe care într-adevăr îl meritam din cauza anumitor aranjamente, în afară de asta și de sistemul școlar, nu pot să spun că am trăit lucruri uh, agresive în tipul ăsta. Da? Apoi, de la 18 ani, când am ieșit în lume și, practic, gândește-te dintr-o din, dintr țară de Est plecând fără nimic. În, în Geneva, apoi în Viena și așa mai departe, singură, fără niciun fel de ajutor, doar părintele meu, Dumnezeu să-l ierte, acum nu mai este printre noi, uh, mi-a fost foarte greu să spun nu. Tot timpul nu, 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 nu. Nu, eu m am clădit cariera pe nu. Și am făcut și foarte multe greșeli să dau loc în viața mea oamenilor care, care s-au înfructat din, din, din tot ceea ce eu am avut. Din... Talentul meu din informațiile mele, din iubirea mea, din sinceritatea mea, din transparența mea, am dăruit foarte mult unor oameni care nu, nu merita nici, nici măcar 5 minute din viața mea. Dar sunt lecții pe care toți le învățăm. Și care te-au făcut femeia și care ești astăzi. Să și știi ce vrei, artistul Clar. care ești astăzi. Care este locul cel mai frumos, unde ai cel mai frumoase amintiri pe scenă? Toate, toate pentru mine au așa un taci. De, de, de piele de găină, cum spun eu, la opera din Nisa, spre exemplu, unde am debutat niște roluri foarte, foarte grele la o vârstă foarte fragedă, în teatrul în care Pavarotti și Monserrat Cabaye au debutat, exact acolo gândește-te în locurile astea istorice, la Roma, la Viena, debutul meu de la Viena sunt momente în care oamenii Vin acolo și te așteaptă, și îți scriu scrisori lungi de câte 10 pagini, oh. <laughs> și te primesc așa cu o căldură, și nu te uită după 20 de ani. Asta e ceva, care sunt momente pe care nu le voi uita niciodată. Și, bineînțeles, primul meu, debutul meu cu Andreea, la Tel Aviv, într-o arenă de 40.000 de oameni cu șef de stat și cu personaje importante unde tremuram absolut, nu mai știam cum, să, cum mă mai cheamă eram așa și Andreea zice că mereu când cu el de mână el mă ține, mm -hmm. am văzut, mereu te ține de mână da, dar asta nu se întâmplă cu toată lumea cu mine, A, am văzut da, pentru că spune tu ai energie bună și spun și eu am nevoie de energia ta și el practic ne susține, ne susțim ne, ne într-un fel respirăm împreună, fără ca el să vadă sau să știe ce cum e eu. Uh, uh, fără, exact. Simte lucrurile. Anticipează. Uh, următoarea frază anticipează unde eu mă opresc și eu la fel. Asta e o conexiune, da? este uh, ceva rar, care nu se întâmplă rar, așa. Da? E un lucru magic. Și asta s-a întâmplat la Tel Aviv, uh, acum trei ani, când eu nu mai știam cum mă cum numesc și tremuram efectiv, fizic. Și am spus, acum dau tot ce am tot cea mai bun în momentul ăla a fost... Uh, fost într-adevăr un act de forță și de curaj pentru mine. Era pentru prima oară în față 40.000 de oameni și mă uitam la ei și zic că oh, exact, nu știi că tu trăiești în arene? Mă zic că oh, cum fac acum? Eu sunt obișnuită cu 1.000 de oameni în sală. Ah, a fost o emoție pe care, dar a devenit și un drog acum, pentru că nu mai vreau să las arenele. <laughs> Am like. doresc să le umplu și mai mult. Este um cum va diferit vibe-ul din sara de operă de pe scena de operă pe scena muzică electronică? Da, este. Este pentru că oamenii nu există o preconcepție acolo, un stereotip în muzica de operă. Suntem foarte a step back. Nu ne permitem să ne exprimăm așa emoțiile sau poate în Italia, câteodată, unde publicul de la Milano mai are câte o reacție așa mai violentă, dar nu, 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 e totul, cu totul diferit și asta, am, asta îmi pare rău, pentru că noi am putea să ducem un operă, publicul acela pe care eu l-am trăit la Antolz sau la, la festivalul de muzică electronică din Germania, am putea să ducem energia și vibe-ul ăla super hai uh, uh, și în opera. La opera română? De ce nu ești pe <laughs> scena operei române? Uh, nu știu. <laughs> Asta se întreabă mulți, se întreabă mulți oameni, uh, nu numai fani de operă, uh, dar și mulți artiști de valoare, nu? Ca Adica, și Angela Gheorghiu și ce? așa mai departe. Asta nu zi, De ce cele mai valoroase voci ale noastre de operă, noi, români nu le putem vedea pe scena operei din România. Păi poate acum ar fi un moment în care să punem întrebarea asta și să primim un răspuns. Ai primit vreodată cereri? Am fost invitată, am fost invitată, um, fără bani, de... probabil. Ca și la noi, la români? De trei ori, trei, patru ori, cam așa. În atâția ani de carier um, În Timișoara am avut o experiență frumoasă În Cluj, iar și am avut o experiență frumoasă Iar în București, din păcate Nu m-am întârzit la sala radio uh, În ianuarie Anul acesta Am avut uh, gala mea uh, Iar apoi uh, Da, în producții de teatru am făcut o traviată Și încă o ori am cântat atâția Wow Asta este mare păcat și dacă dumneavoastră cei ce decideți la Opera Română din, din București. Da, noi, consumatorii, chiar ne-am dorit să vedem aceste voci magice și în România, nu să colindăm în toată lumea, să plătim bilete la, în alte, pe alte continente ca să-i să auzim pe românii noștri. Ce cred că avem potențial să schimbăm, cum am spus, structura. Să aducem și ceea ce este aici în România la, la un alt nivel. Că există foarte mulți foarte multe minți briliante și uh, talente absolut excepționale, care pot să creeze frumosul și aici. Și să schimbe, practic, cum am spus, un pic structura, să schimbe mentalitatea când să întor progresăm. Când întorci capul acum către fetița de 11 ani, cristina de la 11 ani. Te-ai vedea în, în rolul de profesor să faci aceleași lucruri, normal, cele bune, pentru o fetiță de 11 ani care visează să devină cântăreț de operă? Mă uit în spate, mi-este milă și ca și profesor mi-ar fi foarte milă de un copil ca mine. <laughs> da. Um, Ești responsabil de un destin ca și profesor, nu? Și mulți dintre profesori nu înțeleg treaba asta. Ei profesează pentru că au eșuat în carieră, mulți, <laughs> pentru că n-au reușit să facă o carieră importantă sau mulți devin profesori pentru că așa se spune, uh, anumite convenții, anumite necesități. Da, fiecare are un destin al lui. Nu critic pe nimeni, dar e foarte important să să, să fii uh, responsabil de, de destinul unui copil. Te-ai vedea profesor? Am făcut deja pe profesorul în timpul pandemiei, unde am avut elevi și înțelesem cât de, cât de important e să ai o empatie, să te transpui în, în pielea și în corpul și în mintea elevului tău, să poți înțelegi să-l să, să transformi în cea mai bună variantă a lui. E foarte greu să găsești un profesor de tipul ăsta. Și am salvat câteva vieți, trebuie să spun, da. Sunt, e un sentiment extraordinar. Nu am timp uh, pentru asta, pentru că um, cred că vocația asta este într-adevăr foarte, foarte. Uh, foarte dificilă, nu? Uh, și trebuie să te dedici 200%. Avem voci foarte mari astăzi care vin din spate? Tot timpul există talente și voci importante. Multe din ele se pierd din cauza sistemului, ceea ce este un mare păcat. Dar avem cu siguranță. Dar ai auzit în ultimii ani o voce care într-adevăr să poată să vă înlocuiască pe voi încet, încet? Există acum există pe, pe aici, pe acolo talente cu, cu potențial extraordinar care ar trebui ar trebui uh, susținutate. Susținute. Absolut. Și asta face și Andreea cu fundația lui. El încearcă să schimbe destine dar de la o vârstă foarte fragedă. Eu am navigat așa puțin să spunem, mă gândeam la, la, la cariera mea, uh, am schimbat 12 profesori ca să ajung să extrag informațiile care mi erau într-adevăr necesare și să mă ajute să îmi formez cariera asta. Pentru că nu e greu, nu e ușor să, uh, să găsești pe cineva care într-adevăr să să te să dar e foarte important să ai pe cineva care să te ajute. Eu nu am primit nimic gratuit de la viață. <gânt> Mi-am m-am ajutat eu pe mine. Și e bine că poți să dai acum și dai gratuit. Asta este cel mai frumos. La sfârșitul vieții tot nu luăm nimic cu noi. Asta încerc să-i să conving pe oameni. E important să-ți o bază și o stabilitate a ta, dar oricum nu luăm nimic decât ceea ce dăruim. Dacă Așa tu te este. gândești la sfârșitul vieții, ce cu tine? Pe, Atât, fac și life coaching în general și studiez psihologie, întreb pe foarte mulți oameni ce regretă nu, în, când ajung la bătrânețe, chiar și pe bunicii mei sau uh, oamenii când sunt înspre finalul vieților și regretăm că nu că nu ne-am bucurat Bucura de, de lucrurile viață, mărunte, de, de lucrurile cele mai simple și că poate am calculat prea mult și n am, am vrut pentru noi și puteam să facem ceva împreună. Și acum, în, în proiectul ăsta al meu, eu vreau, vreau, I want a team. Vreau un timp cu care să lucrez. Eu ador să lucrez, n-am primit niciodată nimic gratuit, dar îmi place să muncesc. Și dacă mi îmi place să muncesc, vreau la fel să am oameni în prejurul meu cu care să clădesc un univers. Ca apoi, poate într-o zi, cineva să-și aducă aminte de noi. Ce frumos! Dragilor, eu am să inserez în acest material multe momente cu Cristina ca să vă dau așa să gustați din această voce minunată iar pentru cine te urmărește și alergă după tine prin lume, după tine și după Andreea Bocelii ce urmează pe final de an unde vei fi? Ah, oh, deci suntem în Copenhaga, apoi oh, o să ne întoarcem în România, la Oradea, Uh, au creat un nou festival. A fost și o mare surpriză pentru mine că am primit invitația asta. <laughs> oh, nu știu, știut. Când? Dan, pe uh, noiembrie, cred că 17 noiembrie. Da, deci o să mă întorc în România la Oradea de data Singură? asta cu Andrea. Ah, da. Deci e <laughs> incredibil de deci, ce iar de Crăciun... sunt acolo, să știți. Da. De Crăciun am o mică pauză, iar uh, apoi în Franța, în Marseille, în Paris. Iarăși, cu Andreea în Londra, uh, o să mă reîntorc puțin la operă, uh, cu o operă în Cehă, de data asta, Rusalca, uh, pentru că am spus că nu vreau să chiar să renunț complet Urei, la nici nu-mi meu. <laughs> Și, cum am spus, îmi doresc să. să... Iar pe 29 noiembrie, să știți că vocea asta minunată. Sper și îmi doresc din suflet să răsune la circul metropolitan din București uh, într-o gală de box. Are dreptatea de asta, cumva oamenii care se aseamănă se adună. Uh, cam asta vreau să fac din box, ceva în Cum vrea să aducă ea opera uh, în muzica electronică, așa m-am gândit eu să aduc în box. Muzica de operă și o voce ireală, cum spun eu, pe care Cristina o are. Pe 29 noiembrie, și am să las acolo și programul de data asta, cu spectacolele Cristinei și cu gala de box, unde o să o vedeți în mijlocul circului. Este despre învingător, de fapt. <laughs> Întotdeauna în viața asta este despre cei care au învins, cei care au uh, luptat, s-au ridicat de mult cu viața și s-au ridicat. Chiar dacă viața i-a doborât, i-au uh, reușit și s-au uh, repus așa pe poziție și au stat în picioare în fața vieții. Îți mulțumesc din suflet și îmi doresc tare mult să te văd, cum am spus, uh, chiar la uh, Opera Română. Și am să și scriu eu așa Am să întreb Poate dacă întreb eu este altfel decât întreabă oricine Că așa merge în lumea asta nouă Te pup îți mulțumesc Că ți urez Să te odihnești în primul rând eu Pentru că tu ai nou. nevoie da. să te odihnești Trebuie să ți odihnești vocea um, Și la cât mai multe spectacole um, De tehno Pentru că asta își dorește foarte tare Da eu îți mulțumesc că am putut să sărbătoresc ziua mea cu voi aici. Bravo și la mulți ani că astăzi este ziua ei. Deci muncim și de ziua da. noastră. Te iubesc și îți doresc tot binele din lume. Și eu mulțumesc la fel și eu te iubesc. Mulțumesc. Și vă las cu muzica ei să vă delectați.